Peste 100 de soldați americani au sosit în România, a fost anunțul ministrului apărării Vasile Dâncu. Decizia a fost luată de administrația Biden pentru a consolida apărarea flancului estic al NATO în baza tensiunilor ruso-ucrainene. Alianța nu este văzută prea bine însă de Rusia. NATO trebuie să revină la ceea ce era în 1997. Este o amenințare pentru Rusia, a fost afirmația lui Vladimir Putin în cadrul discuției de ieri cu președintele Franței. Emmanuel Macron a subliniat nevoia de a lucra îndeaproape pentru a evita escaladarea tensiunilor ruso-ucrainene. NATO ne-a desemnat ca adversar. Mai mult, după ce și-a mutat infrastructura militară în apropierea granițelor noastre, NATO și statele sale membre se simt îndreptățite să ne învețe câte ceva despre unde și cum să staționăm forțele noastre militare și consideră că este posibil să ceară să nu se desfășoare manevre și exerciții planificate, iar deplasarea trupelor noastre pe teritoriul nostru, vreau să subliniez, este prezentată ca o amenințare de invazie rusă, în acest caz a Ucrainei. De cealaltă parte a mesei, Emmanuel Macron a susținut faptul că nu există securitate pentru europeni dacă nu există securitate pentru Rusia. Avem voința de a lucra împreună pentru a garanta o nouă ordine de stabilitate și securitate în Europa. În baza actualelor tensiuni care țin întreaga lume în suspans, țara noastră a primit deja peste 100 de soldați americani pentru pregătiri. Suntem pregătiți de multă vreme din perspectivă logistică. Este vorba și de pregătiri specifice care se fac. Americanii au sosit, ca să spunem așa. Au venit deja pentru pregătiri peste 100 de soldați americani, specialiști, care pregătesc această încartiruire viitoare a trupelor. Deci au sosit deja în România. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat pentru Digi24 că Europa se află într-un moment critic din punct de vedere al securității și stabilității. După toate analizele, ne confruntăm pentru prima dată din 1945, de la finalul celui de-al doilea război mondial, cu riscul unui război tradițional în Europa. Dialogul cu Federația Rusă este foarte dificil, este un dialog exigent, dar suntem optimiști că nu va avea loc o invazie în Ucraina și că diplomația va prevala. Ambasadorul României în SUA a mai spus și că țara noastră este direct interesată de soluționarea pe care diplomatică a acestui conflict, deoarece România are cea mai întinsă graniță cu Ucraina dintre toate statele NATO. În acest context, SUA a anunțat că ia în considerare prezența militară pe termen lung în partea de est a Europei. We are considering longer term adjustment to our posture, our presence in eastern part of the alliance. No final decision has been made on that, but there is a process now going on within NATO, also of course in close consultation with our military commanders, to adjust our presence in the eastern part of the alliance, to further strengthen our deterrence and defense. Și Rusia continuă să-și întărească prezența militară la granița Ucrainei. We do, however, continue to see sizable forces continue to be added to the forces that Mr. Putin has arrayed in the south in Crimea and alongside Ukraine's borders, including in Belarus, but nothing directly posed at or aimed at NATO's eastern flank. Chiar dacă lucrurile par să fie încă sub control, președintele SUA, Joe Biden, a declarat că ar fi înțelept din partea americanilor aflați în Ucraina să părăsească țara. I've had discussions, numerous discussions with the Russians and particularly with Putin. I think he has to realize that it would be a gigantic mistake for him to move on Ukraine. The impact on Europe and the rest of the world would be devastating, and he would pay a heavy price. De asemenea, comunicări interceptate de Statele Unite indică faptul că mai mulți oficiali ruși, printre care și agenții ai serviciilor de informații, sunt îngrijorați că o invazie pe scară largă a Ucrainei ar putea fi mult mai costisitoare decât crede Vladimir Putin.